Bună seara! Astăzi este o zi importantă pentru lumea creștină, când se marchează adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie. 40.000 de sălăjeni serbează astăzi sărbătoarea, onomastica sărbătoarea numelui, oameni cărora le spunem și noi la mulți ani. Pentru a marca și noi la Regio TV Transilvania această sărbătoare a creștinătății, îl avem alături de mine în studio pe părintele Claudiu Boia, profesor la Liceul Teologic din Zalău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Părinte, înainte de emisiune chiar aveam o discuție referitor la felul în care se tratează această sărbătoare sau celebrare. Cum este, din punct de vedere creștin, cum ar trebui să o luăm? Ca pe o sărbătoare a bucuriei, chiar dacă vorbim de adormirea Maicii Domnului, sau despre o celebrare, trecerea neființă a Mamei Mântuitorului? Da, este o întrebare bună și aș vrea să clarific un lucru. Spuneați trecerea neființă, însă în creștinism nu putem vorbi de așa ceva, pentru că niciun om nu moare cu adevărat. Noi percepem moartea, omenește vorbind, ca pe o dispariție. Însă vedem că această sărbătoare se numește Adormirea Maicii Domnului, în sensul în care doar se schimbă starea, starea de fapt, starea de a fi a Fecioarei Maria, din vie, cum o percepem noi, într-o stare de adormire. Asta nu înseamnă că trece neființă, pentru că sufletul Fecioarei Maria, la fel cum sufletul fiecărui om, merge doar la Dumnezeu. Trupul, partea aceasta materială a noastră, într-adevăr se descompune, dar nici aceasta nu dispare propriu-zis, ci doar își schimbă starea din aceasta pe care o percepem și o trăim în fiecare zi, într-o altă stare, într-o stare în pământul din care a fost luat, cum se exprimă Sfânta Scriptură. Spuneați că întrebați dacă sărbătorim sau comemorăm. Pot să spun că amândouă. În creștinism toate momentele importante le numim sărbători, pentru că într-o oarecare măsură aduc bucurie. Și această sărbătoare, chiar dacă este plină de tristețe, oarecum, pentru că iată Fecioara Maria, care a fost un stâlp al bisericii și alături de apostoli și alături de Mântuitorul cât a activat pe pământ și pentru toți oamenii și pentru toți primii creștini a fost o mamă, pleacă din această viață pământească. Însă este un moment de bucurie, deoarece ea pleacă la Fiul, ea pleacă la Mântuitorul, la Fiul Său. Și dintr-o rugătoare pe pământ pentru noi, se transformă într-o rugătoare în ceruri pentru noi. Și putem afirma că rugăciunea ei pentru noi în continuare se materializează, însă de această dată direct la Fiul Său, direct acolo la tronul ceresc. În slujbele bisericii spunem că Fecioara Maria, după adormire, după acest moment, stă de-a dreapta Fiului. Stă alături de Fiul Său și este cea mai mare mijlocitoare și cea mai mare rugătoare pentru noi la Mântuitorul, deoarece a avut și cea mai apropiată relație cu Mântuitorul cât a activat pe pământ, fiindu-i mamă, purtându-l în pântece, iată, 9 luni, crescându-l până să ajungă la vârsta maturității. Și vedem că pe tot parcursul activității Mântuitorului, acesta i-a oferit o cinste deosebită și a ocrotit-o. Să nu uităm că ultimele cuvinte ale Mântuitorului de pe cruce au fost pentru mama sa. N-a lăsat de izbeliște, a încredințat-o ucenicului iubit, Ioan, era cel mai tânăr dintre ucenici, era acolo, lângă crucea Mântuitorului, singurul de altfel care nu a fugit și nu s-a ascuns de frica iudeilor, și văzând-o pe mama sa, Mântuitorul, pe cruce, fiind Mântuitorul și mama sa lângă cruce, bineînțeles, fâșiată de durere, pentru că nu este ușor să-ți vezi fiul răstignit și această procedură de răstignire este mult mai cruntă decât noi ne-o putem imagina astăzi. Și nu este ușor să-ți vezi fiul suferind și iată că Mântuitorul o vede pe mama sa suferind, îl vede pe acest ucenic iubit Ioan tânăr și o încredințează, spunându-i, vedem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, că îi spune: mamă, iată fiul tău, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Practic o încredințează, nu o lasă de izbeliște. Și aceasta demonstrează într-adevăr că Mântuitorul a avut o dragoste deosebită pentru mama sa, dragoste care în această zi o vedem materializată încă o dată. Despre această sărbătoare în Scriptură avem prea puține dovezi și prea puține mărturii. Cele mai multe le avem din tradiția bisericii, din scrierile unor episcopi din secolul 3-4, chiar mai târziu. Însă vedem că tradiția spune că după ce Fecioara Maria
a adormit, trupul ei a fost pus în mormânt cu rânduiala potrivită în care apostolii și cei apropiați au prohodit-o. Printre cei care erau alături de Fecioara Maria în acel moment nu era și apostolul Toma, care, potrivit tradiției, propovădea creștinismul în India, în nordul Indiei. Și acesta a dus fiind de Duhul Sfânt la 3 zile după ce Fecioara Maria a fost pusă în mormânt. Având dragoste pentru mama Mântuitorului, a vrut să o mai vadă, să-i mai vadă trupul încă o dată. Și, în consecință, apostolii au deschis mormântul. În momentul în care au deschis mormântul în care a fost pus trupul Fecioarei, aceasta nu mai era acolo. Și este practic o a doua înviere, dacă putem să spunem nu a, așa. Nu, Fecioara Maria nu a înviat. Nu. A murit, dar da. Mântuitorul nu i-a lăsat trupul să cadă pradă descompunerii. N-a lăsat ca trupul ei sfințit de Mântuitorul, trup din care Mântuitorul și-a luat Fiul lui Dumnezeu și-a luat trup, să cadă pradă acestor legi naturale ale omului, legi firești din care se descompună. Ce a luat trupul și l-a înălțat la cer, ne lăsându-l oarecum aici pe pământ să fie pervertit sau să cadă într-o necinste. Deci vedem aici încă o dată o dragoste și o purtare de grijă deosebită pe care Mântuitorul are pentru Fecioara Maria și noi, la rândul nostru, creștini fiind, purtăm aceeași dragoste și aceeași grijă pentru Fecioara Maria. Este o sărbătoare a creștinilor ortodoxi și catolici. Nu știu la catolici cum se numește. Este la fel Adormirea Maicii Domnului? Da. Adormirea Maicii Domnului cu o mică adăugare, înălțarea, ridicarea la cer a trupului Fecioarei Maria de către Mântuitorul. Adaugă și acest eveniment, marcând faptul că, într-adevăr, Fecioara Maria a adormit, dar nu a fost lăsat trupul ei, n-a fost lăsat aici pe pământ, ci a fost ridicat la cer de către Mântuitorul. Și noi amintim în slujbe exact același moment. Troparul sau cântarea principală a sărbătorii de astăzi spune că într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Deci cu toate că a adormit, practic nu mai trăiește aici printre noi, nu a părăsit lumea, ci s-a înălțat la ceruri, la Fiul Său, a fost ridicat și trupul ei și acolo continuă să fie mama noastră și rugătoare pentru noi. Este o sărbătoare importantă și pentru romano-catolici și pentru greco-catolici astăzi, pentru că în toată lumea creștină, din totdeauna, încă de la începuturile creștinismului, cultul Fecioarei Maria sau dragostea, cinstea pe care creștinii i-au acordat-o Fecioarei Maria a fost una deosebită. Să nu uităm că ne putem așa uita statistic, majoritatea bisericilor și mănăstirilor, cel puțin din Sălaj, poartă hramul al Fecioarei Maria. Ori adormirea Maicii Domnului, ori nașterea Maicii Domnului, intrarea Maicii Domnului în biserică, chiar Zalăul din 2010, dacă nu mă înșel, sau 2011, are o crotitoare pe Fecioara Maria ca patroană spirituală a Sălajului și a Zalăului. Și cum spuneați în deschidere, destul de multe femei sălăjeni ce poartă numele numele Fecioarei. De Maria, una din 3 femei din Sălaj poartă numele Sfintei Fecioare. Este o sărbătoare care este importantă pentru sălăjeni în aceste momente de 15 august, cu toate că este vacanță, concediu. Nu se pleacă la mare, la munte, se pleacă spre biserică. Este momentul în care, după 2 săptămâni de post și pregătire trupească, se duc oamenii la biserică și o mulțumire spletească. Da, o tradiție întipărită în conștiința sălăjenilor este cea de a participa și de a face pelerinaje la mănăstiri. Din fericire, acum avem și noi destul de multe mănăstiri, avem mănăstiri în Sălaj, unde credincioșii pot să meargă în pelerinaje. Dar să nu uităm că a fost o perioadă în istoria noastră, perioada comunistă, în care nu era o libertate nu era o libertate a manifestării religioase și totuși oamenii își manifestau dragostea față de Fecioara Maria participând la pelerinaje, tradiție care încă se păstrează, în special pe Valea Almașului și Valea Grijului, mergând în pelerinaje până la Mănăstirea Nicula, pe jos. Da. Parcurg astfel și nu doar la mănăstiri mergeau. În perioada cealaltă, înainte de 89, pe zona respectivă, se adunau la una dintre bisericile din zonă. Veneau oamenii de pe sate, de exemplu la Românași. Oamenii din Chichișa, Romita, chiar și din Jac sau din Păușa, Ciumărna, veneau de Sfânta Maria împreună cu preoții pe jos, ducând
praporii, cred, da, da, așa, și cântând. Și se adunau și făceau slujba de Sfânta Maria, o țineau la biserică acolo. Da, această idee de a se aduna oamenii și de a celebra, dovadă că nu este... Avem sfinți, sfinți români și sfinți în biserică care sunt, se bucură de o cinste, dar nu de o cinste generală. Adică, spre exemplu, Sfânta Parascheva de la Iași. O serbăm și noi în Ardeal, dar ardelenii nu au o conștiință a serbării acestei sfinte la fel de mare pe cum o au cei din Iași, care au acolo racla cu moaștele sfinte, sau alt sfânt, Dimitrie Basarabov, care este și ocrotitorul Bucureștilor și care de sărbătoarea aceasta oamenii se adună la Catedrala Patriarhală. Dar iată că Fecioara Maria se bucură deosebită în toată creștinătatea și vedem și aici că, cum a spus și dumneavoastră, oamenii simțeau nevoia să se adune la oaltă, în comunități mari, uite, la un centru, sau cum este în conștiința zălăoanilor ideea că biserica catedrală din centru se numește mănăstire. Pentru că în perioada dinainte de 89 era de fapt erau două biserici ortodoxe în Zalău, cea din centru și biserica de pe Florilor, biserica mică, însă la biserica mare, biserica din centru, numită mănăstire de Săteni, se adunau cei din jurul Zalăului și veneau chiar de departe și acolo stăteau pe iarba aceea unde acum este un parc frumos, de seara până dimineața, seara participau la slujbe, cântau toată noaptea pricezne închinate Maicii Domnului, dimineața le participau la liturghie și apoi mergeau la casele lor. Mulțumim sufletește că iată au adus o cinste deosebită Fecioarei Maria. Pentru că se cântă, nu ne lăsa măicuță să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Da. Sunt niște cântări și niște pricezne extraordinare. Marea lor majoritate sunt originare din Ardeal. Și au pătruns și în Muntenia și în Moldova, însă sălăjenii și ardelenii au avut întotdeauna un mod de manifestare a dragostei față de Maica Domnului, compunând imne și pricezne. Să nu uităm că Marele Poet Național Eminescu are o poezie închinată Fecioarei Maria, Venere și Madonă. Sălăjenii, mai mult de atât, cântă și astăzi și nu doar în perioada postului Sfintei Mării și doar de Sfântă Mărie, ci chiar în decursul anului bisericesc, exceptând poate perioada Crăciunului când se cântă colinde, cântă pricezne închinate Maicii Domnului și duminicile. Să nu uităm că Maica Domnului în biserică are numai puțin de 9 zile în care este celebrată. Momente din viața ei sau momente de după, din tradiția bisericii. 5 dintre aceste sărbători sunt cu roșu în calendar, cum spunem noi, și le celebrăm deschis, însă în total, în calendar, avem 9 zile închinate Fecioarei Maria. Încă o dovadă că este una dintre sfintele iubite, deși biserica îi acordă o supracinstire mai mare decât celorlalți sfinți. Este prima între sfinți. Pentru că este Maica Domnului până la urmă. Da, este Maica Domnului și pe bună dreptate numim Maica Domnului, pentru că unii unii ne acuză că folosim nejustificat acest apelativ de Maica Domnului. Însă nu noi îl folosim că l-am fi inventat noi sau că vrem noi să o numim Maica Domnului, ci pentru că în Sfânta Scriptură este numită Maica Domnului. În Evanghelia după Luca, când Fecioara Maria îi face o vizită Elisabetei, mama Sfântului Ioan Botezătorul, ne spune Evanghelia după Luca că Elisabeta se umple de Duhul Sfânt, adică Dumnezeu grăiește prin Elisabeta și Elisabeta o numește Maica Dumnezeului meu. Deci iată că Maica Domnului meu, deci iată că Dumnezeu numește pe Fecioara Maria Maica Domnului, noi doar preluăm această formulă din Sfânta Scriptură pentru că o recunoaștem într-adevăr ca Maica Domnului. Mântuitorul o numește mamă. La un moment dat, în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, se relatează un eveniment în care o femeie din mulțimile care l-ascultau pe Mântuitorul, după ce Mântuitorul săvârșește câteva minuni, îi adresează Mântuitorului o binecuvântare sau oarecum, da, putem folosi binecuvântare, spune: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Și Mântuitorul nu zice nu, zice așa este. Și completează după aia, dar fericit este și cel care ascultă cuvântul meu. Deci iată că Mântuitorul întărește spusele acelei femei. Într-adevăr, pântecele care l-a purtat și sânii la care au supt, adică Fecioara Maria, este fericită și binecuvântată, pentru că s-a învrednicit de acest mare dar și har de a da naștere și din trânsa de a lua Mântuitorul, Fiul Dumnezeu, trup, pentru ca
noi, după aceea, să ne putem mântui prin jertfa sa de pe cruce. Înainte spuneați că sunt multe sărbători închinate Fecioarei Maria și că în ortodoxie, practic, se celebrează adormirea Maicii Domnului. Mi-amintesc că în Moldova sărbătoarea mai importantă este cea din 8 septembrie, pe care noi o numim Sfântă Mărie Mică. Da. Aici este oarecare diferență de tradiție, de receptare a Fecioarei Maria. De obicei, ziua în care cei care poartă numele Sfinților își celebrează onomastica, țin onomastica de nume, este cea în care Sfântul se naște. Însă, în Ardeal, pentru că adevăratul moment de bucurie este acela în care Fecioara Maria se transformă dintr-o rugătoare lumească, într-o rugătoare veșnică, aproape de Fiul Dumnezeu, este adormirea Maicii Domnului. Și așa au simțit ardelenii că momentul cel mai bun de a o serba pe Fecioara Maria este acesta. Adică în momentul în care se mută cu sufletul și iată și cu trupul la cer și rămâne acolo pururea rugătoare pentru noi. De aceea numesc Sfântă Mărie Mare. Acum, în zona Moldovei, într-adevăr, această sărbătoare din 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, este mai mult cinstită, deoarece atunci ei, cei care poartă numele Maria sau diminutivele Marin pentru bărbați, își țin onomastica și își țin petreceri. Această sărbătoare din 15 august întotdeauna a fost una mai rezervată, pentru că vine după perioada de post. 15 zile creștinii țin post, marcând că este o sărbătoare importantă. Toate sărbătorile importante mari din creștinism sunt precedate de o perioadă de post. Iată, avem Crăciunul cu 40 de zile de post, avem Sfintele Paști cu 40 de zile de post, plus Săptămâna Mare, post mai aspru decât de Crăciun, avem sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, care tot așa are o perioadă de post înainte, mai lungă sau mai scurtă în funcție de data în care cad Paștele. Și iată, al patrulea post mare din an, cel închinat Fecioarei Maria de 15 zile. De aceea această sărbătoare a fost mai rezervată, oarecum mai spirituală. Și așa au simțit, iată, ardelenii și sălejenii, că în acest moment este cel mai bine să aducă cinste Fecioarei Maria mai mult decât în 8 septembrie. Nu zicem că 8 septembrie este o sărbătoare importantă și atunci ne bucurăm pentru că se naște Fecioara Maria, rol al rugăciunilor părinților ei. Dar uite că adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mare, cum o numim noi, este în conștiința sălăjenilor mult mai importantă. 15 august, adormirea Maicii Domnului, 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, sunt date foarte clare a unor evenimente religioase care au rămas în istorie. De unde știm că atunci, în ziua respectivă, s-a întâmplat adormirea și nașterea? Datele sărbătorilor și modul în care ele au fost fixate în calendar țin de tradiția bisericii. Nu înseamnă că întotdeauna a fost așa. Și v-aș da un exemplu. Spre exemplu, data Paștelui, noi o serbăm astăzi după un algoritm. O calculăm după un algoritm rămas de la primul sinod ecumenic. Până în anul 321 a fost așa oarecare diferență între diferitele tradiții și zone ale creștinismului referitor la data de serbării Paștelui. Spre exemplu, cei din Răsărit, din zona Ierusalimului, Antiohia, Egipt, sărbătoreau după un algoritm, într-o oarecare dată, aproape de dată de sărbătoarea evreilor, undeva prin 1 aprilie, iar cei din Apus sărbătoreau mult mai devreme, undeva prin începutul februarie sau chiar mai târziu, în luna mai. Și ca să se ajungă la unitatea a serbării Paștelui, la Sinodul I Ecumenic, episcopii și reprezentanții creștinismului au decis ca această sărbătoare să se țină în prima duminică, după lună plină, după echinoxul de primăvară. Echinoxul de primăvară căzând în 21 martie. Și prima duminică, după lună plină, după această dată, era sărbătoarea Paștelui. În cazul în care această duminică, după lună plină, după echinoxul de primăvară, cădea odată cu sărbătoarea Paștelui evreiesc, care avea dată fixă 14 Nisan, aproximativ 14 aprilie, atunci se decala cu o săptămână. Da. Sărbătoarea aceasta de 15 august a intrat în conștiința creștinismului undeva prin secolul 7-8, când în Răsărit și în Apus s-a stabilit că în această perioadă, din tradiție, repet, nu avem mărturii în Scriptură, dar din tradiție, Fecioara Maria ar fi trecut
la Mântuitorul cu sufletul la cer, ar fi adormit. Și uită că prin practica de viacuri a creștinismului, acestea au rămas bine întipărite. La fel și 8 septembrie. Ține oarecum de o tradiție. Nu ne interesează foarte mult dacă într-adevăr aceasta este data în care Fecioara Maria a adormit, exact 15 septembrie, sau 8 septembrie, exact ziua de naștere a Fecioarei Maria, sau 25 decembrie, exact ziua nașterii Mântuitorului. Oamenii, dincolo de certitudini, au nevoie de simboluri, au nevoie de... Este un simbol și este chiar mai mult decât un simbol. Este o dată în care oamenii știu că intră în contact cu un eveniment care s-a petrecut și îl reactualizează. Este neapărat important, nu neapărat data de 15, ci momentul respectiv. Știu că în fiecare an, în data respectivă, poate fi 13 august. Nicio problemă. Poate fi 16 august. La fel, ar fi teologia și simțămintele pe care omul le simte în această zi, rămân aceleași. Acestea sunt importante. Care este relația mea cu Dumnezeu în această zi? Cât de mult pot eu să renunț la cele lumești, că iată, avem o perioadă de post, cât pot să renunț la mine, la ceea ce mă domină și îmi place foarte mult și să dăruiesc celuilalt. Pentru că perioada de post, ziceați că este o oarecare perioadă de pregătire trupească, însă depășește acest paravan al trupului. Trupul adevărat, postul adevărat este, după cum spune prorocul Isaia, trup pentru trup și pentru suflet. Într-adevăr, renunțăm la mâncare de dulce, carne, ouă, brânză și la unele vicii care ne domină. Țigări, băutură și altele care ne fac viața oarecum captivă. Dar renunțăm și la ceea ce sufletește ne posedă. Dorința de a avea, dorința de a fi mai bun, dorința de a fi noi primii. Ne spune Sfântul Evanghelist Matei, relatând predica de pe Muntea Mântuitorului, că un post adevărat este acela în care facem și milostenie, ne și smerim. Din cât avem noi, nu ne spune mult sau puțin, dăm și celuilalt care nu are. Dăm și celuilalt care poate are mai mare nevoie. Și la aceasta este chemat creștinul și în acest post al adormirii Maicii Domnului, pentru că Fecioara Maria este într-adevăr un model pentru cei care vor să postească. Ea a renunțat la tot pentru ca să dea naștere pe Mântuitorul. Să-i dea naștere Mântuitorului. Noi nici nu înțelegem destul de mult prin ce a trebuit să treacă acea fecioară de copilă fiind. Dar poate ne puteți explica, ca să înțelegem mai bine, practic, destinul pe care l-a avut fata de 16 ani, care a dat... 16 ani. Da, care nu era mai în vârstă de atât. Fecioara Maria a trăit în templu de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 12 ani, pentru că a fost închinată de părinții, practic. Aceasta a fost promisiunea părinților ei în momentul în care s-a născut, că dacă vor primi un copil, va fi închinat Domnului. Și în practica evrească, în practica evreilor, era această promisiune trebuia împlinită. Și cei copii care erau închinați Domnului trăiau la templu. Iată că Fecioara Maria, de la vârsta de 3 ani, este dusă la templu din Ierusalim, unde stă până la vârsta de 12 ani, în feciorie, în curăție, în ascultare și în rugăciune. Părinții ei, fiind înaintați în vârstă, nu au avut copii până ce a dat naștere Fecioarei Maria. Acest lucru, faptul că nu ai copii, a nu avea copii în societatea evrească, arunca un stigmat asupra familiei. Era blestemată familia respectivă. Nu se concepea ca o familie să nu aibă copii. Faptul că acești doi, Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, nu aveau copii, erau în ochii celorlalți ca oameni păcătoși și blestemați. Vinovați în fața lui Dumnezeu pentru ceva. Erau oarecum marginalizați. Nu aveau, ne spune o tradiție a bisericii, că odată părintele, tatăl Fecioarei Maria Ioachim, mergând la templu să ducă jertfa sa Domnului, a fost refuzat de un preot de la templu, cel care trebuia să-i preia jertfa, pentru că cea jertfa ta este necurată, pentru că tu nu ai copii, adică tu nu ești drept în fața lui Dumnezeu, tu nu ești binecuvântat de Dumnezeu. Și atunci ne spune aceeași tradiție că Ioachim, dreptul Ioachim, fuge în munte, se roagă cu lacrimi, cerând lui Dumnezeu să-i dorească un copil, spunând că dacă îi va dărui și îi va asculta, acel copil va fi închinat Domnului. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea, îi dă un rod soției sale, pântecului, îi dă un copil pe Fecioară Maria și aceasta este închinată la templu. La 12 ani, în regulile evreiești, fetele mergeau de la templu, pentru că începea perioada pubertății și practic deveneau femei. Iar nu mai puteau să stea în templu devenind femei, aveau o perioadă numită de evrei necurăție.
Și atunci, totuși, ca să rămână într-o oarecare curăție Fecioara Maria, este dată unui om în vârstă, dreptul Iosif, care era văduv. El îi se dă în grijă și este logodnic, dar nu neapărat ca să ducă o viață de familie normală, ci ca Fecioara Maria, aflată sub ocrotirea, nu exista monahism, nu exista călugărie, nu exista conceptul de călugăr, să trăiască singură, necăsătorită. Trebuia să fie într-o familie. Dar iată că eu dau în grijă cei de la templu acestui Iosif, care era înaintat în vârstă, ca împreună cu el să trăiască în aceeași stare de feciorie. Nu se punea problema ca Fecioara Maria și dreptul Iosif să întemeieze o familie și să aibă copii, ci se punea, a fost dată dreptul Iosif ca să trăiască în continuare în curăție. Și iată că ne spune, acum intră relatarea evangheliștilor, că pe când se afla Maria în Nazaret, în orașul în care Iosif trăia, îi se arată Arhanghelul Gavril și aduce laudă. Și aș vrea să citez din Sfânta Scriptură, pentru că ceea ce îngerul îi spune Fecioarei Maria este destul de înspăimântător, pentru că chiar și Fecioara se înspăimântă și adesează o binecuvântare, spunându-i că ai aflat har înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și Fecioara Maria îi spune îngerului, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Practic dovedește faptul că Fecioara Maria era fecioară. Ea nu știa de bărbat. Ea nu a avut o viață de familie cu dreptul Iosif așa cum o percepem noi astăzi. Era fecioară. Și totuși, fecioară fiind, ea va naște fiu. Era oarecum nedumerită. Cum se va întâmpla aceasta? Ea era conștientă că nu poate să nască fiu de vreme ce n-a cunoscut bărbat. Însă Duhul Sfânt îi spune, îngerul prin Duhul Sfânt îi spune că prin puterea dumnezeiască se va naște aceasta, se va întâmpla aceasta. Și atunci Fecioara Maria acceptă și cu smerenie spune, iată roaba ta, fie mie după cum voiești. Adică acceptă. O foarte mare responsabilitate deja Fecioara Maria atunci, pentru că ea nu era căsătorită cu dreptul Iosif. Era doar logodită. Iar a rămâne însărcinată în acea perioadă, era o condamnare la moarte. Fecioarele care rămâneau însărcinate fără să fie căsătorite, de cele mai multe ori erau ucise cu pietre, pentru că erau considerate desfrânate, adultere. Și atunci primeau o pedeapsă, fără drept de replică. Însă Fecioara Maria acceptă acest lucru, cu toate că se pune oarecum într-o dificultate, într-un pericol, știind că cel care îi dă acest dar de a naște pe Fiul Dumnezeu, o va și ocroti. Lucru care se întâmplă. Iată că Iosif are un moment de rătăcire în care, văzând că Fecioara Maria a rămas însărcinată, el știind că nu poate să fie tatăl copilului, o bănuiește oarecum de adulter. Însă în vis, îngerul Domnului se arată lui Iosif și spune să nu aibă frică, o ținea pe Fecioara Maria lângă el, pentru că cel ce se zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Și atunci Iosif prinde putere și o ia pe Fecioara Maria în ocrotirea lui și crește pe Mântuitorul ca și cum ar fi fiul lui. Dacă nu ar fi făcut lucrul acesta, cu siguranță destinul Fecioarei Maria ar fi fost unul tragic, pentru că societatea evrească era una destul de strictă. Și atunci dacă ea nu ar fi avut ocrotirea dreptului Iosif, evreii, cu siguranță, i-ar fi aplicat acea pedeapsă pe care o prevedea legea și societatea. Dar vorbim aici de nașterea Fiului lui Dumnezeu, care ocrotea familia. Cu siguranță că Dumnezeu, pe Fecioara Maria și pe cel care urmează să nască. Cu siguranță că Dumnezeu nu a permis acest lucru, pentru că și Fecioara Maria știa acest lucru, ea avea o relație cu Dumnezeu. S-a înspăimântat când i-a vorbit îngerul, dar iarăși, revenind la tradiția bisericii, vedem că această arătare a îngerului nu era o noutate pentru Fecioara Maria. Ne spune episcopul Metafrast, unul dintre cei cărora Dumnezeu le-a descoperit viața Fecioarei Maria, că pe când se ruga în templu, în acea perioadă, între 3 și 12 ani, adeseori Fecioara Maria vorbea cu îngerii. Atât era de dreaptă și atât de mult a înaintat această relație a ei cu Dumnezeu, încât îngerii erau alături de ea. Și copilă fiind, vorbea cu îngerii. O altă tradiție ne spune că în momentul în care la 3 ani Fecioara Maria este dusă la templu, ea, inspirată fiind de Duhul Sfânt și Dumnezeu, fuge de lângă preotul care trebuia să ia în grijă și intră în Sfânta Sfintelor, în cel mai sfânt loc
din templul din Ierusalim, loc în care intra o singură dată pe an arhiereul. Și și atunci, unde se afla, ar trebui să se fie aflat chivotul legii, în momentul respectiv nu se afla chivotul legii acolo, pentru că, potrivit Sfântei Scripturi și istoriei, fusese pierdut 4-5 secole mai înainte, însă fuge acolo și în acel loc nici măcar arhiereul, odată pe an, arhiereul evreilor, când intra, cădea și făcea fum de tămâie atât de dens încât să nu cumva să vadă chivotul legii și acel loc sfânt, pentru că avea o evlavie deosebită. Știau că aceea este casa lui Dumnezeu, acolo este locul lui Dumnezeu, nu poți intra oricum și nici nu poți să te uiți spre slava lui Dumnezeu, pentru că tu, om fiind, nu poți să privești spre infinit și să rămâi. Se considerau păcătoși. Iată că Fecioara Maria, inspirată de Duhul Sfânt, fuge acolo, în Sfânta Sfintelor. Și nu îi se întâmplă nimic. Dovadă că ea era deja afirosită, deja închinată Domnului și trebuia, prin viața ei sfântă, să se facă vas ales. Oarecum, trupul ei a devenit mai sfânt decât acel loc, pentru că din ea s-a născut însuși Dumnezeu. Acolo stătea doar puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Din ea Dumnezeu adevărat și-a luat trup și s-a născut pentru noi. Practic, ceea ce ați povestit dumneavoastră arată că Fecioara Maria nu a fost o întâmplare, nu a fost aleasă o fată la întâmplare care să dea naștere Mântuitorului. A fost o fată dăruită de Dumnezeu unor persoane care nu puteau să aibă copii și crescută și pregătită de-a lungul mai multor ani în templu pentru a fi mama Mântuitorului. Da, pentru că nimic din ceea ce Dumnezeu rânduiește nu este la întâmplare. Dar asta nu înseamnă că Fecioara Maria a fost obligată să îl nască pe Mântuitorul, pentru că îngerul nu vine să impună, vine să-i vestească. Și faptul că Fecioarei Maria îi se lasă această libertate, ea putea să refuze. Ea putea să zică, nu pot, nu mă simt vrednică, nu îndrăznesc, mi-e frică. Povara e prea mare pentru mine. Da, ea era conștientă, v-am spus, cunoștea cu siguranță care erau reglementările, putea zice, da, păi uite, poate să mor, pun viața în pericol. Însă ea a zis simplu, iată roaba ta, fie mie după cum voiești. Adică ea vrea, ea acceptă, conștientizează rolul pe care poate să-l joace și l-a jucat în istoria mântuirii neamului omenesc și acceptă lucrul ăsta. Și doar după ce acceptă, se întâmplă zămislirea. Dumnezeu nu impune nimănui. Și aceasta este o regulă generală care ne punctează oarecum pe toți. Guvernează pe noi creștini. Noi de multe ori spunem că Dumnezeu a vrut, soarta a vrut, eu n-am putut să fac nimic. Însă este foarte greșit. Dumnezeu ne lasă libertate. Niciodată Mântuitorul, dacă ne vom citi cu atenție Evangheliile, nu a impus nimănui nimic. Mântuitorul și în predica de pe munte, spre exemplu, le povestește oamenilor, le spune ceea ce trebuie să facă. Și atunci, când, spre exemplu, merge la o scăldătoare în Ierusalim, Vitez, da, unde se întâmpla o minune, erau acolo 5 pridvoare, adică 5 locuri în care oamenii se scăldau și din când în când, nu știm, dar la un timp de Dumnezeu știut, un înger al Domnului se cobora în acea scăldătoare, apa se tulbura și cei care intrau primii după tulburarea apei se vindecau de orice boală trupească ar fi avut. Și în acea scăldătoare era o mulțime de nevoiași care stăteau acolo săptămâni, ani, așteptând momentul respectiv în care se poate vindeca. Și ne relatează Sfântul Evanghelist Ioan că acolo era un om bolnav, un slăbănog, paralitic, care de 38 de ani aștepta să fie vindecat. Și nu putea să intre în apă, pentru că doar primul care intra în apă se vindeca, pentru că nu avea ajutor. Nu avea un om care să-l ajute. Vă dați seama că erau 5 scăldători și nu știau în care dintre ele se tulbura apa. Trebuia să fii foarte atent. Iar el fiind paralitic, neavând un ajutor, era imposibil să fie primul în scăldătoarea în care Îngerul Domnului se coboară. Și iată că apare Mântuitorul împreună cu ucenicii la acea scăldătoare. Și nu merge la ceilalți care erau acolo. Erau cu siguranță mulțimi de oameni bolnavi. Dar merge la acest om și nu îl vindecă direct. Îl întreabă prima dată, vrei într-adevăr să te vindeci? Cu siguranță că omul spunea da, dar probabil ar fi refuzat. Dar Mântuitorul nu îl vindecă cu forța. Îl întreabă, într-adevăr, să-i vadă credința lui. Să vadă dacă într-adevăr omul acela dorește. Nu-și demonstrase credința așteptând 30 și ceva de ani la scăldătoare? O virtute a răbdării pe care mulți dintre noi nu o cunoaștem. Nu știu câți am fi
Și fără să cârtească, fără să îi spune simplu Mântuitorului, eu aș vrea să mă vindec, dar iată că nu am om care să mă arunce în apă. Că alții sunt mai sănătoși, mai puternici și ajung înaintea mea. Oarecum se resemnează, dar nu renunță. Nu pleacă de acolo, rămâne în acel loc, așteptând, răbdând și sperând că la un moment dat va veni și izbăvirea pentru el. Și iată, neavând om care să-l ajute, îl primește pe Dumnezeu. Nu are om. 38 de ani așteaptă, dar în momentul respectiv apare Dumnezeu. Și mai mult decât atât, este foarte important să punctăm dacă cei care intrau în apă și se vindecau de toate cele nevoile și bolile trupești, acest paralitic, pe lângă că primește vindecare trupească, primește și iertarea păcatelor. Mântuitorul nu-i aduce doar sănătate trupului, îi aduce și sănătate sufletului și spune ceva la urmă. Ai grijă să nu mai păcătuiești, ca nu cumva după aia să te îmbolnăvești. Și aici ne arată că boala trupească a acelui om era legată oarecum de păcate. Și că boala trupească a noastră, în general, poate să fie legată și de cel mai multe ori, din păcate, este strâns legată de o neputință sufletească. E, nici Fecioara Maria nu este obligată. Fecioara Maria acceptă. Ea conștientizează, are, ca, poate ca acest paralitic, speranța și nădejdea că Dumnezeu o crotește. Dacă Dumnezeu o va umbri și da această cinste să-l nască pe fiul său, cu siguranță nu va lăsa de izbeliște. Și nu este singurul moment critic din viața Fecioarei Maria. Imediat după nașterea Mântuitorului, da, a mai trecut prin un moment critic. Fecioara naște niște condiții mizerii, am putea noi spune astăzi, care suntem obișnuiți cu confortul spitalelor. În acea perioadă în care Fecioara Maria trebuia să nască, stăpânirea romană, care avea jurisdicție și asupra Palestinei, teritoriul Israelului de astăzi, a ordonat ca să se facă un recensământ. Și fiecare locuitor al Israelului trebuia să meargă în orașul natal și să se înscrie pe lista de recenzare. Or, orașul natal al lui Iosif și al Fecioarei Maria, care erau din neamul lui David, împăratul lui David, era Betleem, Betleemul din Iudeea, un orășel în apropierea Ierusalimului, destul de mic, la acea vreme mic și astăzi. Și merg acolo în perioada în care Fecioara Maria trebuia să nască, pentru că așa era ordinul stăpânirii romane și nu se putea opune. Și iată că sorocul nașterii o surprinde pe Fecioara Maria noaptea, în frig, era perioada de iarnă, pentru că păstorii cărora li se arată îngerul și vestește nașterea Mântuitorului stăteau la foc și se încălzeau pentru că era frig, și Fecioara Maria naște în iesle, naște într-un grajd. Practic era o anexă, o peșteră, un loc nu atât de călduros și de primitor cum îl avem noi reprodus în perioada Crăciunului prin biserii sau prin magazine. Era un loc destul de... Practic era o hrubă. O hrubă, da. Un loc în care animalele erau păzite de vânt și de ploaie atât pe cât era necesar. Nu foarte călduros. Și acolo naște Fecioara Maria singură, fără asistență. Neavând la dispoziție o moașă, neavând la dispoziție confortul spitalelor, asistență medicală și, mai mult decât atât, imediat după naștere, nu poate să stea destul de mult ca să se liniștească cu pruncul. Este o perioadă de lăuzie. Și este nevoită să fugă în Egipt. Pentru că Irod a pornit o campanie de a omorâ toți pruncii din acea zonă, sperând că îl va omorâ și pe Mântuitorul, el lui fiindu-i frică de faptul că după ce magii vestesc, acest frunc ce se va naște, va lua lui tronul și... Tronul pământesc. N-a înțeles, cu toate că avea proroci și preoți în jurul său care i-ar fi putut explica acest Mântuitor, nu urmărește să ia și să întemeze o împărăție pământească trecătoare, ci el va întemeia o împărăție cerească a sufletului spiritual. Nu înțelege, pornește o campanie, potrivit tradiției mor 14.000 de prunci între 0 și 2 ani, pentru că nu știa exact când trebuia să nască Mântuitorul și calculează oarecum această perioadă de 2 ani. Și ca să fie sigur că până la 2 ani. Exact, până la 2 ani pe toți băieții îi omoară. Și iată că Fecioara Maria din nou, imediat după naștere, este nevoită să fugă în Egipt cu pruncul. Un drum care dura până la 15 zile. În perioada respectivă dura poate și mai mult, aproape o lună de zile. O lună în care merge în Egipt, într-un străin, pe un drum care nu are confortul drumurilor de astăzi. Nu era autostradă, nu erau mașini, merge pur și simplu pe jos, călare pe un măgar probabil sau un catâr, lăuză fiind cu un prunc nou născut, foarte periculos, pradă animalelor. Dar era mai periculos să rămână la Betleem. Era foarte periculos să rămână la Betleem, pentru că cu siguranță nu se putea apăra împotriva ostașilor lui Irod. Da. Dar din nou intervine Dumnezeu și dovedește grijă pe care o are și îl îndeamnă pe Iosif să ia pruncul și să fugă în Egipt.
și se întorc abia în momentul în care acest Irod moare și nu se stabilesc în Iudeia, în Betleem, unde domnea fiul lui Irod, ci merg în Galileea, în Nazaret, teritoriul care era coordonat de romani, unde acest Irod nu avea jurisdicție. Și cam câți ani a stat familia în Egipt? Nu, Sfânta Scriptură nu ne relevă aceste date. Tradiția o confirmă că undeva între 3, până ce Mântuitorul a avut vreo 3-4 ani. Dar este important să punctăm că nu au plecat imediat. Imediat ce a născut, în ziua următoare a plecat. Pentru că, iată-l vedem pe Iosif și pe Fecioara Maria, parcurgând acești pași ai legilor iudaice cu pruncul nou născut. La 8 zile, pruncul băiatului evreu îi se punea numele și era tăiat împrejur. Circumcizie. Era o metodă prin care toți băieții erau oarecum prima jertfă a lor în fața lui Dumnezeu. Iar mai apoi, la 40 de zile, Fecioara Maria duce jertfă la templu de curăție. Se dă în perioada de lăuzie, perioada critică, și aduce jertfă la templu. Atunci, dreptul Simeon, o sărbătoare pe care o comemorăm în 2 februarie, dreptul Simeon îl vede pe pruncul Iisus și recunoaște ca pe Dumnezeu și înalță un imn. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, o frumoasă cântare pe care o rostim la slujba vecernii, la slujba de seară. Și în acea perioadă, până pruncul împlinește o lună, două, fug și în Egipt. După aceea fug în Egipt pentru că se... V-am întrebat de perioada în care a stat familia în Egipt, pentru că este foarte important din punct de vedere al contactului pruncului Iisus cu o civilizație care era foarte avansată la momentul respectiv. Civilizația egipteană greacă. Avansată din punct de vedere... Cultural. Da. Nu a fost acesta momentul cel mai dramatic al vieții Fecioarei Maria. Momentul dramatic a fost cel în care și-a văzut fiul pe cruce. Cu siguranță că în momentul în care o mamă își vede fiul supus unor chinuri de nedescris și noi nu le putem imagina, nici nu le putem înțelege, este unul tragic, mult decât dramatic, este crunt. Dreptul Simeon, atunci când la 40 zile, cum spuneam, îl duce pe pruncul Iisus la templu și aduce jertfă de curăție, îi prevestește oarecum Fecioarei Maria că sabie va trece prin sufletul tău. Știind că o mare durere, văzându-și fiul, o va cuprinde. Însă și aici este important să punctăm faptul că Fecioara Maria nu se opune planului lui Dumnezeu. Ia vedem, dintr-un alt episod, care putere să-l convingă pe Mântuitorul. La nunta din Cana Galilei, prima minune care este relatată în Evanghelia după Ioan, participă și Iisus cu mama sa și câțiva dintre ucenici. Și la un moment dat, în relatarea biblică, ne se spune că la acea nuntă se termină vinul. Și atunci, cei care erau responsabili cu servirea la masă vin la Fecioara Maria și spun lucrul acesta. Iar Fecioara Maria intervine la Mântuitorul, spunându-i că iată, li s-au terminat vinul, fă ceva. Și atunci Mântuitorul spune... De ce să fac? Ceasul meu n-a venit încă. Spune deoarecum, n-a sosit momentul să-mi încep activitatea. Nu aici, nu acum. Nu acesta este momentul în care trebuie să-mi arăt slava. Iar Fecioara Maria nu mai zice nimic, ci doar se adresează slugilor. Faceți tot ce vă va spune el. Oarecum își arată autoritatea de mamă în fața pruncului, era pruncul ei. Neascultător. Oarecum își argumentează Mântuitorul, n-a venit ceasul meu, nu e momentul acesta. Iar Fecioara Maria nu mai zice nimic. Spune doar slugilor, faceți tot ce vă va spune. Și Mântuitorul nu refuză dorința Fecioarei Maria, ci le spune slugilor să pună apă în 6 vase, erau acolo 6 vase mari, și acea apă o transformă în vin. Și iată că vedem Fecioara Maria poate să schimbe oarecum dorința și modul în care Mântuitorul ar fi vrut să înceapă activitatea. Și cu siguranță, dacă n-ar fi înțeles care este rolul Mântuitorului, care este menirea fiului ei pe acest pământ, ar fi putut interveni să nu cumva să meargă la moarte. Îl vedem pe Petru, apostolul Petru, încercând, atunci când Mântuitorul le vestește celorlalți apostoli că va veni o vreme și va veni momentul în care va trebui să fiu dat în mâinile evreilor să sufăr moarte. Și atunci Petru se revoltă. Cum, Doamne, nu se poate. Nu te duci acolo în Ierusalim cumva să mori, că eu trebuie să stai aici. Petru încearcă la arestarea Mântuitorului să-l apere cu sabia, tot ce, da, tot să se opună. Și vedem că nu se poate acest lucru. Mântuitorul nu renunță.
Petru nu înțelege atunci, în momentul respectiv, care este această, acest drum al economiei mântuirii, ce trebuie să facă Hristos ca să ne mântuiască pe noi. Că trebuie să moară și apoi să învie. Fecioara Maria înțelege. Înțelege încă din momentul în care acceptă să-L nască pe Mântuitorul. Și această oarecum, apropiere a Fecioarei Maria o vedem pe tot parcursul vieții Mântuitorului, că este alături de El. Un alt eveniment pe care trebuie să-l amintim este cel petrecut cu familia sfântă, cu Fecioara Maria, dreptul Iosif și Mântuitorul, când Mântuitorul avea 12 ani. Era vârsta la care și pruncii puteau să participe la pelerinajele la Ierusalim, la templul din Ierusalim. Și vedem pe Mântuitorul la 12 ani, spune Sfântul Evanghelist Luca, mergând împreună cu mama sa și cu dreptul Iosif la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, cu toți cei din oraș, mergeau în masă evreii la templu și întorcându-se înapoi, Mântuitorul nu vine cu Fecioara Maria și cu dreptul Iosif, rămâne la Ierusalim. Și parcurg o perioadă, o parte din drum, drumul înapoi spre casă, Fecioara Maria și dreptul Iosif, ca să-și dea seama că Iisus nu este cu ei. Ei credeau că este cu ceilalți copii, dar își dau seama că nu este. Îl caută și se întorc înapoi la Ierusalim. Și îl găsesc în templu, povestind cu înțelepții, cu preoții înțelepți, cu bătrânii templului, care se minunau de înțelepciunea care era în Mântuitorul. Și acum, oarecum, îl ceartă Mântuitorul. De ce ești aici? De ce nu ești cu noi? Că ne-am făcut griji. Mântuitorul răspunde simplu. Păi de ce v-ați făcut griji? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și atunci ne spune Evanghelistul că Fecioara Maria ținea în sufletul ei toate vorbele acestea. Ea știa cine este Mântuitorul. Știa ce trebuie să facă. Dar nu a intervenit și nu l-a certat mai mult decât atât. Decât atât că i-a spus că s-a îngrijorat și a manifestat o dragoste de mamă și o îngrijorare, bineînțeles. Pentru că știa că, într-adevăr, locul Mântuitorului era acolo, în casa lui Dumnezeu și trebuia să parcurgă. Iată, vedem o dată faptul că Fecioara Maria știa ce trebuie să facă Mântuitorul și știa care este rolul ei. Da, din cele ce am apucat să povestim împreună despre destinul, viața Fecioarei Maria, se vede că a fost, își merită practic locul pe care îl acordă sălăjenii, ardelenii, creștinii ortodoxi și catolici în viața lor. Creștinătatea în general, da. Creștinătatea în general. O femeie care a fost meritoasă și ca spirit, dar a și rămas spre cinstirea tuturor neamurilor de atunci. Vă mulțumesc că ați venit în această seară și ne-ați spus atâtea povești frumoase, că am putut împreună să povestim despre însemnătatea Fecioarei Maria. Și înainte să ne despărțim, permiteți-mi să fac un anunț în cea de-a doua parte a emisiunii Fapte în Balanță. O să avem ca invitată una dintre cele mai cunoscute femei din Sălaj, care poartă numele Maria. Este vorba despre Andreea Maria Paul. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Ne vedem după pauza de publicitate.